pentru realizarea cadastrului extravilanul municipiului Oltenia. Sunt bani de la OCPI, deci tot ce se va realiza nu va implica din partea cetățenilor niciun cost. Au venit să prezinte proiectul și să vă spună cum se va derula reprezentanții firmei prestatoare de servicii, pe care îi rog să prezinte ce trebuie să știți, ce e de făcut și mai departe vedem ce se întâmplă. Da, e la Comora Engineering. Noi suntem firma care face un contract pe cadastru general, pe extravilanul localității Oltenița. Avem deja încheiate două contracte de prestări servicii cu primăria Oltenița. Cam o să o acoperim, dacă nu mă înșel, la aproape 94% din extravilan. Deci totul se va cadastra la nivel de extravilan. El este colegul meu, Paul Toma, care este responsabil de contract. Robert Popescu este de la reprezentantul OCPI în cadrul proiectului, este la BCP Oltenița. Să vă fac așa o scurtă prezentare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Finanțarea este asigurată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Se alocă primăriei, mă rog, o anumită sumă de bani, se face contactul între primărie și OCPI, deci asta pe partea de finanțare. Mai departe, noi am demarat, suntem aproape de finalizarea primei etape din cadrul proiectului de cadastru și carte funciară. Ce trebuie să faceți în primul rând dumneavoastră, ca să o luăm așa? O să avem o etapă de contestații, care o să avem 60 de zile la primărie. O să vă anunțăm și prin anunțuri publice și prin anunțuri prin ziar, reprezentanții primăriei o să vă anunțe. Este cel mai bine ca în perioada respectivă să veniți toți la primărie, în asta 60 de zile, 2 luni. Estimăm probabil că o să fie o perioadă octombrie-noiembrie sau la urmă depinde, o să stabilim împreună cu cel de cadastru și cu primăria perioada de contestații, în care să vă veniți să vă verificați proprietatea. Acte de proprietate trebuie să aduceți. Trebuie să aduceți copie legalizată după ultimul act de proprietate. Deci eu vorbesc pentru cei care nu au cadastru. Pentru cei care au cadastru, trebuie să vină doar să-și verifice, să vadă dacă este ok și nu sunt probleme pe planul cadastral și pe din punct de vedere juridic al proprietarului, CNP-ul și tot ce înseamnă. Pentru cei care nu au cadastru, obligatoriu cu ultimul an de proprietate în copie legalizată, deci și dacă este titlul de proprietate, nu avem nevoie să veniți cu el, pentru că acel avem copii certificate conform cu originalul din afonizat OCPI-ul. Buletinele și să ne facem cu cât vă implicați mai mult și dumneavoastră în perioada respectivă, cu atât o să iasă o lucrare mai bună și nu o să avem probleme pe ulterioare, pe încheierea de întabulare și pe extasul de carte funciară. Cam asta sunt în mare. Trebuie să ne sprijiniți și mai ales trebuie să vă interesați de proprietățile dumneavoastră, adică trebuie să veniți cu apă. Că în altă localitate nu s-a înțeles. Oamenii au crezut că vine cineva să le ia proprietatea sau să întâmple ceva. Nu. Va trebui să veniți cu apă, tocmai pentru a verifica că înregistrările sunt corecte și mai ales aduse la zi. Deci, ceea ce trebuie să aveți în vedere, în momentul în care se va afișa la primărie, se va afla, acum, adică va mai fi o ședință, ceva, în perioada de contestații, va trebui să veniți cu acte, copii legalizate, ultimul act, copii după buletine, tocmai pentru a verifica înregistrările dacă sunt corecte sau nu. În cazul în care sunt inadvertențe, se va face cerere de rectificare. Deci, ne repetăm. Deci, lucrul acesta nu a costat absolut nimic, se face totul gratuit. Este un program inițiat de Guvernul României în cadrul fondului de sută alocate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Deci, din punct de vedere financiar, nu are niciun cost. Este foarte important și un alt aspect, iarăși, care e un avantaj real pentru dumneavoastră, în calitate de proprietar, în cazul în care nu există moștenirile dezbătute. Veniți cu certificatul de deces, în datele respective ni ne mai pun la dispoziție și primăria, dar cel mai bine să mai veniți și dumneavoastră să le verificăm.
Și în condițiile în care proprietarul e decedat, se face o notare în cartea funciară că proprietarul este decedat și există protocol semnat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Notarilor Publici din România, ca ulterior finalizării cadastrului general, moștenirile să se facă gratuit. Adică notarii trebuie să facă o altă sumă de bani și pentru taxele notariale, ce trebuie să plătiți dumneavoastră pentru dezbaterea moștenirilor. Dar asta este după deschiderea. Ulterior, dar e foarte important ca să, măcar să știm noi că proprietarul e decedat care împreună cu primăria, primăria ulterior, prin domnul secretar, trebuie să trimită o, mă rog, către oficiul de cadastru, o notificare cu persoanele decedate și ulterior către Uniunea Notarilor Publici. Adică toate astea sunt un real avantaj și către dumneavoastră calitatea de proprietar și la fel, iar un beneficiar indirect și cred că cei care au cel mai multe câștigări în chestia asta sunt arendașii de teren, pentru că știți și dumneavoastră, începând cu 2020, subvenția s-ar putea să nu se mai da de la APIE dacă nu există carte funciară. Nu știu dacă se va prelungi termenul, nu se va prelungi, dar beneficiarul indirect al proiectului respectiv este arendaș. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări, puneți-ne în rând. Da, se poate. La intravilan se poate face? La intravilan, după ce se termine extravilan, se poate demara și se poate demara proiectul și pe intravilan. Aici suntem în discuție cu primăria. Ca să nu le amestecăm intravilanul cu extravilanul, deci nu se face. Deci acum prioritare sunt sectoarele pe extravilan. Deci tot ce se întâmplă pe extravilan să se facă. Pentru că e exact ideea de subvenție și de banii de la Uniunea Europeană. Pentru că avem o condiționalitate de la Uniunea Europeană, s-a prorogat odată termenul, era 2018, acum s-a prorogat în 2020. Să nu se mai plătească subvenția dacă nu se dovedește, mă rog, prin exact de carte funciară, arendașul trebuie să vină. Ulterior, suntem în discuție și cu primăria, deci am avut deja niște discuții, să continuăm și pe intravilan. Problema e că noi am face și pe intravilan, nu e niciun fel de problemă, dar nu vă gândiți că banii sunt foarte mari, adică suma care se dă de la, la ora actuală de la buget, e o sumă de 60 de lei, inclusiv TVA. Pentru ce? Pentru pe imobil. Știți, și nu lasă că costă un car asta. Cu 60 de lei, la nivel de intravilan, să zicem că nu mai facem, mai că mă automatizăm, dar la nivel de intravilan deja avem foarte costuri foarte mari, pentru că să venim să facem măsurători, evident că nu facem nimic rău care asta general. Dar sperăm că împreună cu primăria, dacă tot am demarat, în 2-3 ani de zile, 4 ani de zile, să reușim să închidem tot o ATV, adică și intravilan și extravilan. Iar primăria este foarte tot, că să Intră blocurile? La nivel de intravilan, dar intră și blocurile, cum o să facem. Acum, să mai scrie, deci să mai scrie la extravilan. Deci nu intră la extravilan. Nu. Da. Asta am deci pentru apartamentele ulterior. Dar acum facem o cărnată la nivel de extravilan. Da. Avem 94% din extravilan. Adică ar fi precizări mai bune ce teren, ce, mă rog, alte ocupații la extravilan. Poftiți? Zic, ce teren aparține de extravilan? Terenul agricol. Terenul agricol. Terenul agricol. Curțile? Nu. Nu. Sunt proprietate, da? Terenul agricol și cel extravilan. Orice proprietate, vinica vila. Dar aparține de primărie. De cine aparține? Cine? Intravilan. Nu, intravilan. Sunt proprietate publică, vițile. Mă refer la teren. Păi da, și pe terenul mai ales dumneavoastră cu tații. Răzim impozitul pe teren. Păi și ce nu-ți spune noastră? La fața dumneavoastră, pătrați. Așa. Deci, nu e că părțile astea. Noi sperăm că, dar oricum nu o să fie anul ăsta și nu o să fie, nu că mai mult ca să nu o să fie anul viitor. Adică, poate reușim și anul viitor. Să rămânăm și la poata de intravilan, poata de cadastru general. Da, că era o neagămurire aici. Am înțeles că pentru proprietarii decedați asigurați actele necesare, fiind notariate, dar pentru cei care trăiesc, cred că, de exemplu, eu am lucrat pe proprietate pe numele mamei mele care încă trăiește, dar nu am dezvoltat succesul pe el.
sunt interesată să-i fac cadastru, dar am trebuit să dezbat succesul. Întrebarea mea este, intră și această cauză în atenția dumneavoastră? În sensul că notariul... Cadastru va ieși pe mamă, pe numele mamei dumneavoastră, a spus că trăiește. Trăiește, da? Nu-i face succesul dacă trăiește, adică. Pentru tatăl. Pentru tatăl. Titlul pe cine este? Dați așa, că întrebarea era... Problema e că mama e la tatăl. Nu succesul meu era problema. Cum aș putea să o reprezint eu? Deci, sau cum aș putea să fac ca să fac acest cadastru în situația în care mama, la momentul ăsta, deci, este în imposibilitatea de a se face la nivelul partelor de proprietate. Asta se face, nu succesul meu, scuzați. Da, cadastru se fac pe toate proprietățile din extravilan. Deci toate proprietățile, nu rămâne nicio proprietate în cadastru. Proprietarul este în imposibilitatea de a... Nu trebuie să vină mama dumneavoastră, veniți dumneavoastră cu actele. Nu e necesar să vină mama dumneavoastră. Veniți dumneavoastră, aduceți copii după buletinul mamei sau așa și actele de proprietate. Dacă e pe bază de titlu de proprietate, va rămâne pe titlu de proprietate. Nu trebuie să aduceți timp. Adică doar buletinul ca să verificăm dacă sunt puse bine CNP-ul și să vedea să nu așa. Am și o întrebare. Când începe și cât durează, în cât timp putem obține acest cadastru? Proiectul e demarat. Deci noi acum, într-o primă fază, probabil în decursul lunii august, probabil, m-am ca sigur, îl depunem la OCP pentru prima etapă de verificare, după ce îi dau acceptanță, după aceea o să intrăm cu faza de publicare și afișare. Cu faza de publicare și afișare o să dureze 60 de zile. Septembrie-octombrie, probabil. Octombrie-noiembrie, dacă mai durează și e și perioada de concedii, să mai durează și la oficiile cadastru. Și cât durează până se poate face cadastru? Până când textul plecate funcțional, nu știu, eu estimez, probabil că o să primit în februarie-martie anul viitor. Dacă nu știu, dar dacă nu știu, așa, februarie-martie anul viitor, dar până se depune. Da. Pentru toate imobilele de extravilat. Extravilat, da. Deci chiar dacă nu veniți cu actele, deci în perioada de contestație, deci nu, să nu credeți că nu se face cadastru. Cadastru se face peste tot. Ideea să veniți cu actele de proprietate, mai să puteți să facem noi verificarea. Să integrăm cum trebuie, pentru că, de exemplu... Deci se face automat cadastru? Da, noi o facem la nivel de... Pentru cei care nu se țin. Da, noi facem la nivel de titlu de proprietate. Da. Dacă dumneavoastră aveți un act de moștenire, un act de partaj, o sentință judecătorească, da. Noi actele respective trebuie să le primim de la dumneavoastră. Să le confruntați cu ale noastre. Da. Dacă nu, la noi o să facem o seasă încheierea de întabulare și exact pe carte funcțională pe proprietarii titlu de proprietate. Ulterior, dumneavoastră vă duceți la biroul de cadastru și publicitate imobiliară și notați actele. Da. Numai că acolo biroul de cadastru și publicitate imobiliară se mai autasă, minim 60 de lei pe fiecare act. Există o discuție, o propunere legislativă ca și ulterior avizării cadastru general să avem un termen de un an de zile în care omul să se poată duce cu actele la PCPI, la biroul de cadastru și publicitate imobiliară și să nu se taxeze. Deocamdată e doar la nivel de discuție și propunere legislativă. Mai avem o întrebare. Problema este și pentru apartamente se poate face carte funciare sau numai pentru... Deocamdată, acum e grea și finanțară, deci ce facem, facem să fim la nivel extrașat. Facem să fim la regulă agricolă. Deci, vă spune, eu mi-am dat un punct la cum se vorbește. Am o nevoadă separare a deci intravilanul și exact. Dar actele le aducem aici la primărie sau nu? Da, la primărie. Deci o să vă anunțăm tot ce înseamnă, conexiuni, deci în principiu, lumea o copie cu siguranță. Acum o să fie o perioadă de afișare. Acum depinde să nu începem. Începem pe 15 septembrie sau pe 1 octombrie. Deci lumea o copie sigur o primărie. Jumătate de luna aprilie e clară, deci tot ăla s-a făcut. M-aș vrea că și mă putem să fim pe ianuarie în toamnă, în care nu să vină oamenii, adică și în special arătașii care nu se mai ajută. Ei sunt principalii beneficiari, mă rog, beneficiarii direct. Și pe ziua la fi și în totul, dar nu am înțeles că vă lăsăm
primărie ale compartimentului registrului agricol atunci când sunteți invitați să veniți la primărie cu documente. Că dacă veniți în timp util și lucrarea va depinde corespunzător. A doua chestie, de reținut. Privește doar extravilanul, banii sunt pe extravilan, nu discutăm de apartamente, de terenuri de intravilan, nu în etapa asta, nu pe banii ăștia. Probabil într-o etapă viitoare se vor face și asta, dar nu, numai de extravilanul.